Doamnelor și domnilor, a treia zi, conferințele Dilema Veche despre buna tradiție, despre prostul obicei și despre ce vorbim atunci când nu ne înțelegem. Conferințele noastre în această ediție, în acest format online, se încheie cu un invitat de onoare, cu un prieten al revistei noastre, la un moment dat în istoria noastră chiar colaborator permanent al revistei noastre, de atunci oricând invitat cu plăcere, și un scriitor care sunt convins că atrage și va atrage pe dumneavoastră prin tot ceea ce scrie, gândește, spune și face. E vorba de domnul Horia Roman Patapievici. Bună seara, Horia Roman Patapievici! Bună seara, Sever! Voinescu! Propun să facem așa. O să te rog să-ți dezvolți argumentul pentru următoarele 60 de minute, după care o să culegem întrebări și o să mai continuăm încă 20 de minute, 25 de minute cu întrebări. Ești de acord? Perfect. Deci, Horia Roman Patapievici, te rog, ai cuvântul. Titlul conferinței pe care o țin pentru celebrarea Dilemei Vechi este Noi Moderni, un raport complex și complicat cu tradiția. Aș vrea să vă spun la ce vă așteptați. Am să prezint trei variante de raportare la tradiție prin trei exemple. Apoi am să definesc scurt ce înseamnă tradiția, am să spun ce înseamnă să fii modern și am să arăt ce ne învață istoria, ce ne arată ea, din perspectiva felului în care modernii s-au raportat la tradiție. De aici, având în minte cele trei exemple de raportare a tradiției pe care am să le ilustrez prin trei exemple, luate din personalități ale culturii moderne, dar și clasice, am să trag câteva concluzii referitor la ce înseamnă complexitatea și ce înseamnă raportarea noastră complicată la tradiție. Am să spun pe scurt, pentru a anticipa asupra argumentului meu, că complexitatea ține de complexitatea generică pe care o tradiție care o înlocuiește pe alta, o are în mod natural, generic, față de tradiția pe care o depășește. Iar complicația vine din faptul că atunci când o tradiție o înlocuiește pe alta, se instalează deopotrivă o uitare și o refulare. Or, refulatul are tendința să revină. Asta face ca orice tradiție care înlocuiește pe alta să întrețină cu ea relații psihologice, îmi vine să spun, complicate. Iată cele trei exemple din preambul cu care vreau să ilustrez trei raporturi posibile ale celui care trăiește în prezent cu tradiția. Primul vine de la Socrate, și anume dialogul Phaedros, tradus la noi de Gabriel Liceanu, și în care Phaedros, după ce îi se așează pe malul râului Ilisos și se pregătesc să comenteze discursul pe care îl ținuse Lisias, Phaedros, pentru că Socrate a făcut o referință la locul acela care e cu nimfe și așa mai departe, îl întreabă dacă el crede chiar în poveștile astea cu nimfe. Și Socrate răspunde în felul următor: nu aș mai fi omul care sunt dacă nu aș crede. În ce-l privește, continuă Socrate, el respinge științele acelea destul de grosolane care se ocupă cu demitizarea vechilor credințe. Drept care, spune el, fără să-mi bat capul cu aceste povești, important, fără să-mi bat capul cu aceste povești, nu pe ele le cer. Cetesc și pe mine însumi. Or, expresia pe care o folosește Socrate pentru
a defini raportul lui cu ceea ce se crede este că el ia de bun tot ce ne învață în mod obișnuit credințele oamenilor. Cuvântul pe care îl folosește Socrate pentru a arăta ceea ce ia el drept bun din ceea ce îl învață tradiția este un cuvânt care derivă dintr-un verb pe nume nomizo. În grecește nomizo înseamnă mai multe lucruri. Înseamnă a face un lucru în mod curent, înseamnă a practica ceva, înseamnă a traduce în practică ceva ce are loc, înseamnă din punctul de vedere al legilor ale, mai înseamnă ceva, înseamnă a recunoaște, a ține ceva în respect, în onoare. Primul raport cu tradiția pe care am vrut să vi-l pun în lumină este acela în care Socrate, un om care știți a fost condamnat pentru faptul că a nesocotit, cum s-a crezut, legile cetății și a corupt tineretul cu zei noi și cu credințe dubioase, este un om care se raportează într-un mod paradoxal, foarte, n-aș folosi cuvântul conformist, ci într-un fel plin de respect față de lucrurile în care cred oamenii. Pentru el, tradiția este ceva care, la care ne raportăm prin recunoaștere și, în același timp, prin practicare a ei. Al doilea exemplu vine de la Montesquieu. Montesquieu, la 1748, a publicat o carte care este fundamentală pentru tradiția politică a modernității, care se cheamă Spiritul legilor. Ei bine, această carte are un epigraf. E deschisă de o expresie foarte paradoxală. În latinește spune prolem sine mater creatam, ceea ce înseamnă că am creat acest vlăstar, acest copil, fără o mamă. Faptul este paradoxal, pentru că cartea lui este plină de exemple clasice. În același timp, el pretinde că a descoperit un sens pentru spiritul legilor pe care le extrage din exemple clasice și care ilustrează ceva ce a apărut nou. Din acest motiv, el pretinde că a născut acest vlăstar pe care ni-l pune pe masă, în fața ochilor, fără o mamă, adică fără o tradiție pe care să o citeze. Ce e de reținut de aici ca fiind remarcabil este că acest citat latinesc, el însuși, este luat dintr-o carte clasică, din Metamorfozele lui Ovidiu. Trec acum la a treia ilustrare. Omul care poate că în limba engleză a inventat modernismul în poezie este indiscutabil Ezra Pound. În 1934 a publicat o carte cu un titlu care părea că ilustrează perfect modernismul, atitudinea modernismului în artă. Titlul cărții este Make It New, adică fă să fie nou, fă-o nouă. Dacă deschizi cartea, nu o să întâlnești un manifest al modernismului, în sensul că nu mari autori moderni, care atunci erau tineri și se afirmau, sunt analizați într-o manieră, să spunem, propagandistică. Nu, este vorba de clasici, este vorba de traducătorii din Homer în engleză, este vorba de un traducător renascentist în latină din greacă și este vorba despre marea pasiune poetică a lui Pound, poetul italian Cavalcanti. Ei bine, ce este frapant la această carte este că titlul, nu imediat, ci în anii 50,
a fost luat ca o emblemă a atitudinii moderniste, dar conținutul cărții este vechi, este nou, este faptul că Pound încearcă să transforme în ceva nou ceea ce a primit de la tradiție. E bine, morala acestor trei exemple este ilustrată de faptul că toate trei atitudinile se referă la ceva ce este tradițional. Socrate, într-un fel care nu pune în discuție tradiția, ceea ce cred oamenii, și o trece mai departe cu respectul cuvenit. Montesquieu pretinde că are un punct de vedere asupra spiritului legilor, la care a ajuns fără un exemplu precedent care să fie un precedent în tradiție. Iar Pound se raportează la tradiție într-o manieră care seamănă cu spiritul renașterii, respectiv ne ducem la surse care sunt clasice și le transformăm în ceva nou. Vechiul se transformă în nou. Pound, modernistul prin excelență, ia această expresie făl nou dintr-o carte chineză antică, și anume dintr-una care ține de canonul confucian. Se cheamă Dak Sue, înseamnă Marea Învățătură, și acolo unul dintre împărați își gravase pe baia în care intra zilnic acest dicton, făl nou, fă ca totul să fie din nou nou. Deci noul se face pornind de la vechi. În cazul lui Montesquieu, el trimite la un pasaj din Metamorfozele lui Ovidiu, un pasaj care în sine este interesant, și anume, pasajul se referă la Apollo și la una dintre frumoasele lui, Coronis se numește, care este în traducere o mică specie de cioară, și legenda pe care o prezintă Ovidiu și din care Montesquieu își extrage această proclamație am născut un copil fără o mamă, este următorul. Corbul, care pe vremea aceea era o pasăre dedicată lui Apollo și era alb, era integral alb, corbul află de o infidelitate a frumoasei Coronis și se decide să-i spună lui Apollo că a fost înșelat. Apollo se înfurie și o ucide pe infidelă, dar după ce o ucide, descoperă că ea este însărcinată și atunci îl ia pe copilul pe care n-a apucat să-l nască Coronis și îl dăruiește, îl dă spre educație, înțeleptului centaur Chiron. Ei bine, expresia am născut un vlăstar fără o mamă este extrasă din acest pasaj atroce în care mama este ucisă și din acest motiv vlăstarul este fără mamă. Altfel spus, este implicat în exemplul lui Montesquieu, că atunci când ai un copil fără o mamă, este pentru că mama este ucisă. Acum fac primul pas și voi încerca să definesc ce este tradiția. Tradiția vine de la un cuvânt latinesc în toate limbile moderne, de la un cuvânt latinesc care înseamnă două lucruri perfect opuse. Pe de o parte, înseamnă a transmite mai departe ceva, și am să dau mai departe imediat multitudinea de sensuri care pot fi luate dintr-un dicționar amănunțit al limbii latine, și înseamnă, pe de altă parte, trădător, cel care predă ceva cu scopul de a trăda.
Sensurile cuvântului trado, care înseamnă eu trec mai departe ceva sau eu trădez, cu infinitivul prezent tradere, înseamnă a transmite, a livra ceva ce a încredința. Înseamnă a lăsa în urmă și a trece mai departe. În sensul negativ, înseamnă a se preda, a preda ceva prin trădare, a trăda. Dar mai înseamnă a livra ceva mai departe prin predare, cum este învățătura. Înseamnă a propune ceva. Înseamnă a transmite mai departe celor de după mine, respectiv posterității, printr-o comunicare scrisă, a povesti, a repovesti ceva. Juridic, acest lucru în dreptul roman este tradiția, este codificată sub forma transmiterii bunurilor. Tradiția înseamnă pur și simplu a primi ceva și a-l trece mai departe. Când nu ești trădător. Cuvântul, a trăda și a trece mai departe, au o rădăcină comună încă de la origini. Etimologia, prin urmare, dă sfera de posibilitate a acestui cuvânt. În 81, un autor care a publicat o carte chiar cu titlul Tradiția, Edward Shields, a dat o definiție care a fost îmbrățișată de toți și care, de fapt, ilustrează etimologia. El spune așa, tradiția este orice este transmis sau dat mai departe din trecut, prin prezent, spre viitor. O definiție mai limpede și mai operațională pentru toate disciplinele umaniste, greu se poate imagina. Ce este interesant pentru mine este că această definiție a lui Edward Shields nu face decât să expliciteze sensul etimologic al cuvântului tradiție. Acum aș vrea să trec la pasul următor în argumentul meu. Și acesta este, trebuie să avem o definiție de lucru pentru modernitate, pentru ce înseamnă să fii modern. Și sunt două definiții posibile, care sunt structural diferite. O definiție este definiția prin invarianți, să spunem, adică spunem ce anume conține atitudinea modernă sau modernitatea pentru a fi chiar asta, modernitate. O alta este o definiție autoreferențială, care îmi place, pentru că este definiție care conține timpul. Ori modernitatea are un raport cu temporalitatea esențial. Prima definiție este să spună ce face parte din modernitate. Și în mod evident, din modernitate face parte capitalismul, face parte știința, face parte tehnologia. Noi le spunem știința modernă, tehnologia modernă, capitalismul este sistemul modern, cum îl numește de multe ori Marx în Capitalul. Este, din punct de vedere politic, domnia legii, este separația puterilor, de care a vorbit Montesquieu în cartea pe care am amintit-o, Spiritul legilor, este secularizarea, este separarea religiei de politică și, firește, a bisericii de stat. Modernitatea, în acest sens, este dată printr-o matrice de trăsături care funcționează ca niște invarianți de definiție și care au proprietatea că nu funcționează separat, ci funcționează în sistem. Există un sistem al modernității în care elementele pe care le-am enumerat fac parte, precum mâinile, gâtul, capul, pieptul, picioarele, fac parte din organismul uman. Funcționează împreună pentru a da modernitate. Ceea ce înseamnă că dacă elimini capitalismul, nu vei mai avea modernitate, chiar dacă vei avea știință și tehnologie și așa mai departe. Dacă elimini domnia legii și secularizarea, obții altceva decât modernitatea în sens deplin. A doua definiție este cea autoreferențială. Și definiția pe care vă propun este aceea lui Gianni Vattimo, o definiție
care spune în felul următor, definește modernitatea prin atitudinea omului modern. Și el spune că modern este omul pentru care faptul de a fi modern constituie în sine o valoare. Această definiție conține temporalitatea, pentru că ea este valabilă pentru omul din toate pozițiile în care el se află, indiferent unde, față de o origină, pe scala timpului. Fie că sunt la 1900, fie că sunt la 2020, de fiecare dată modern este omul pentru care faptul de a fi modern în 1900 sau modern în 2020 constituie în sine o valoare. Și acum, al treilea pas pe care îl fac, având în minte, vă rog, păstrați cele trei atitudini, Socrate, Montesquieu și Ezra Pound față de tradiție, cu acea morală legată de nu poți avea un copil fără o mamă decât dacă ucizi mama, trecem la pasul al treilea, care este ce ne învață istoria în privința ajungerii la conștiința faptului de a fi modern. Or, ce ne învață istoria este că la faptul de a fi modern nu se ajunge deodată, se ajunge în etape. Modernii, ăsta e un plural latinesc de la modernus, modernii își spuneau întâi de toate medievalii, atunci când voiau să se raporteze la antichitate. Primii oameni de pe lumea asta care s-au considerat moderni în raport cu un trecut îndepărtat au fost medievalii. Mai apoi, în secolul al XVII-lea, se declanșează faimoasa dispută dintre moderni și antici, în care, pentru a se marca legitimitatea și valorile creațiilor de artă modernă în raport cu cele clasice, se stabilește o definiție a modernului care spune antichitatea este remarcabilă, ea este un model, dar felul în care noi practicăm arta, bună oară, este în sine legitim și începe să se argumenteze faptul că este superior chiar antichității. Apoi, pentru artiștii care se afirmă între, să spunem, 1880 și 1920, când are loc Revoluția Modernistă în arte, moderniștii stabilesc o departajare fermă față de nu numai trecutul care îi premerge imediat, ci și față de modelele clasice. În fine, începând cu secolul al XVIII-lea progresiv și până astăzi, moderni sunt cei care se declară, simt că aparțin unui anumit tip de civilizație, care este civilizația modernă. Vă rog, rețineți faptul că primii oameni moderni care se referă la ei ca fiind moderni, sunt medievalii. Pentru că Evul Mediu este o nucătare pentru tema pe care mi-am propus-o, și anume a vă sugera, a vă arăta care este, în opinia mea, relația complicată și complexă pe care noi, modernii, o avem cu tradiția. Gândiți-vă dacă un roman ar fi putut să spună despre el că este modern, în cazul în care ar fi avut cuvântul. Nu, el ar fi spus că este nou. Ar fi spus că ei, cei dintr-o generație, sunt novi, dar nu că sunt moderni. Niciunui grec din Bizanț nu i-ar fi trecut prin cap să spună despre el, dacă ar fi avut cuvântul la dispoziție, că este modern. Faptul de a fi modern
Amintiți-vă, vă rog, de definiția lui Vatimo. A fi modern, modern este omul pentru care faptul de a fi modern constituie în sine o valoare, reprezintă în sine această definiție o ruptură față de tradiție. Modernitatea se construiește printr-un act de separare. Acest act de separare definește în mod generic modul în care o tradiție este, să spunem, cum ar zice postmodernii, inventată, este creată pornind de la o tradiție prealabilă. Emanciparea, afirmarea de sine a acestei noi tradiții se face prin repudierea tradiției în interiorul căreia cea nouă s-a format. Acest lucru poate fi observat în foarte multe culturi și civilizații. Nicăieri însă această ruptură, această despărțire nu a pus problema de ruptură pe care a pus-o nașterea modernității. Pentru că modernitatea se naște cu adevărat printr-o ruptură și nu printr-o raportare de continuitate. Amintiți-vă, vă rog, de Socrate. Socrate oare credea literal toate poveștile despre nimfe? El găsea că acest lucru nu trebuie în sine analizat dincolo, să spunem, de filozofie și că ceea ce trebuie analizat nu este cantitatea tradițiilor care ne vin din spate și le trimite mai departe, ci pe mine însumi trebuie să mă analizez. Problema este eu, omul, și nu ansamblul tradițiilor pe care le primesc. Ce vreau să argumentez în continuare este că de fiecare dată când modernii au căpătat o conștiință de sine suplimentară, ceva din tradiția de pe care s-au raportat intră în uitare. Primul lucru, prima uitare despre care vreau să vă vorbesc este uitarea Bizanțului. De ce uitarea Bizanțului? Imediat vă voi da exemplele. Cum se naște Europa? Am să schițez foarte scurt care este părerea mea în privința nașterii Europei. Știți foarte bine că Europa este un termen pe care cultura greacă deja îl cunoaște și el, termenul Europa, desemna geografic o anumită situare. Era toată porțiunea, deci geografic vorbind, între vestul Mării Egee și coloanele lui Hercule, adică, să zicem, Gibraltarul, Spania. Asta este teritoriul european. La răsărit este Asia, iar în sud este Libia, cum îi spunea uneori, Africa. Dar ce interesant este că Aristotel, atunci când discută regimurile politice, deși el geografic ar fi situat Atena în Europa, totuși el face următoarea distinție. El spune că Atena, Grecia, se află într-un regim, într-o zonă din punct de vedere al antropologiei politice, între Europa, pe care o situează spre vest, și Asia, cu următorul argument. El spune că oamenii care trăiesc în zonele reci nu pot fi guvernați. Din acest motiv, nu există un regim politic echilibrat. Dacă ne uităm
spre răsărit, spre Asia, vedem că acolo excesul de căldură face ca oamenii să fie moleșiți. Altfel spus, să accepte orice tiranie. E motivul pentru care libertatea nu se poate naște acolo, pentru că este sub tiranie, în timp ce libertatea nu există într-un sens politic în Occident, în Europa, pentru că acolo există anarhie. Situația medie, situația moderată, situația fructoasă din punct de vedere al cetății, al regimului politic, este acolo în care clima temperată face ca omul să găsească un regim al libertății care este definit prin egalitatea față de lege a tuturor. Libertate și lege este ceva care definește regimul politic numai într-o zonă în care un anumit tip de om, care nu este nici anarhic și nici servil, îl poate trăi. Rețin din acest exemplu faptul că geografic Europa conține Atena, dar din punctul de vedere al regimului politic și al antropologiei politice, nu. Și vreau să ajung la geneza modernă a noțiunii de Europa. Să ne ducem în a doua jumătate a primului mileniu creștin. Și ce vedem după prăbușirea părții răsăritene a Imperiului Roman? Este că zona Europei Occidentale este o zonă în care se înființează regate germanice pe un fond de populație romanizată. În timp ce Imperiul Roman, după prăbușirea politică a părții vestice, rămâne să funcționeze până în 1453, când se prăbușește Constantinopolul. Imperiul Roman, deci, continuă să existe. În Occident avem regate germanice care revendică o conștiință politică succesoare Imperiului Roman, având o relație privilegiată cu Episcopatul Romei, religia lor este romană, și care trăiesc problema pusă de existența unui Imperiu Roman în răsărit, lucru care nu putea fi contestat, pentru că Constantin, împăratul roman, fusese cel care mutase capitala la Constantinopol, și în același timp ei revendică o identitate europeană. Ce se întâmplă este că conștiința europeană este conștiința de sine care a luat forma apartenerii nouă culturală și la o politică nouă a regatelor france de religie romană care se simțeau urmașe ale Imperiului Roman. Firește că aici avem pe carolingieni și în secolul X avem nașterea Sfântului Imperiu Roman de națiune germană. Teza pe care eu o vă propun este aceasta. Conștiința de a fi european este legată cu câștigarea unei legitimități de moștenitor a Romei, a regatelor germanice de religie creștină romană. Medievalii, prin urmare, se nasc din această invenție a unei noi conștiințe culturale și politice. Pe de o parte, ei știau că nu sunt Imperiul Roman care continua să subziste în răsărit la Constantinopol, dar revendicau o moștenire a Imperiului Roman. În același timp împărtășeau varianta de creștinism care era romană, pe care, prin relația privilegiată pe care papa a avut-o cu regatul franc, știți că la 800 papa l-a încoronat ca imperator romanorum pe Carol cel Mare,
dincolo de titlul pe care îl păstra de Rex Francorum, rege al francilor. Această conștiință nouă, această conștiință inventată, creează o cultură deopotrivă a moravurilor, o cultură în sens de cultură a literelor și în același timp o cultură politică care se autoidentifică ca fiind europeană. Evul Mediu se naște european. Când spun Evul Mediu, mă refer la această civilizație a creștinismului latin, care e legată profund de Biserica Romei, de papalitate și de aceste regate germanice. Ei bine, ca medievalii să se constituie într-o tradiție culturală și politică de un tip nou, ei au trebuit să uite Bizanțul, pentru că Bizanțul este ceea ce trebuia refulat. Bizanțul era conștiința clară că ei, într-un sens, erau uzurpatorii ideii de Imperiu Roman și nu legitim moștenitori. Ca atare, medievalii se nasc prin uitarea Bizanțului. Apoi modernii din secolul al XVII-lea se nasc din civilizația Evului Mediu prin uitarea Evului Mediu. Și în artă inventează complet, pornind de la inovațiile renașterii, inventează clasicismul și neoclasicismul. Dar ce e semnificativ este că, bună oară, statuarul Evului Mediu, care este formidabil, arhitectura Evului Mediu, arhitectura gotică sunt complet uitate în prima modernitate, în secolul al XVII-lea. A doua conștiință de sine a modernilor, după cea medievală, uită însuși Evul Mediu. Apoi moderniștii, prin ruptura prin care inventează arta modernă, se construiesc uitând clasicismul, neoclasicismul și încercând să depășească renașterea, mergând la primitivii renașterii, iar moderniștii radicali, despre care s-a spus că reprezintă o renaștere a arhaicului, se duc spre primitiv. Civilizația modernă cu care se identifică oamenii din ce în ce mai mult, începând cu secolul al XVIII-lea, astăzi în mod deplin, civilizația modernă este o civilizație care se instalează prin uitarea civilizației creștinismului, care a precedat-o și a făcut-o posibilă. Ei bine, ce vedem din aceste exemple este că o tradiție este inventată și o alta este uitată. Vreau să mă refer foarte pe scurt la ce înseamnă o tradiție inventată. Termenul îi aparține unui istoric englez, marxist, pe nume Hobsbawm, care în 83 a publicat la un volum colectiv un eseu introductiv care se cheamă Inventing Traditions. Deja suntem în zona postmodernă în care nu mai există tradiție, ci există tradiții. Și ideea lui este următoarea, că există niște tradiții genuine, care sunt foarte vechi și astea sunt instalate într-un soi de durată lungă, adică ele se modifică foarte greu. Și există foarte multe tradiții despre care noi credem că sunt venerabile, dar care de fapt sunt tradiții recente. Ori aceste tradiții sunt inventate. Un exemplu pe care el îl dă este arhitectura Palatului Westminster, care este clădirea Parlamentului Britanic. Clădirea inițială a ars spre sfârșitul primei jumătăți a secolului al XIX-lea și apoi între 1840 și pe o durată aproape unei generații, palatul a fost construit. El a fost construit pe un plan de arhitectură neogotică. Gândiți-vă că la noi aceeași este situația cu Palatul Culturii din Iași, care este într-un stil neogotic și el este făcut tot așa pe o perioadă de aproape 20 de ani, între 1900 și nu știu cât, și 6 și 7, și până la jumătatea anilor 20. De ce s-a recurs la o arhitectură neogotică? Pentru că suntem într-o perioadă istoristă, o perioadă care recuperează
istoric trecutul și care asociază cu goticul trecut ideea de vechime. Ori regalitatea, monarhia, vrea să se prezinte, instituțiile regatului vor să se prezinte sub forma vechimii pe care o au. Legitimitatea provine din vechime. Și atunci se inventează o vechime care este ilustrată pentru toată lumea cu ceva care până atunci nu mai fusese deloc frecventat. Și ăsta este goticul. Gustul pentru arta gotică este ceva care se construiește foarte târziu. Gustul față de statuarul medieval este practic o redescoperire a secolului al XX-lea. Iar gustul pentru arta catedralelor poate fi bine ilustrat pentru noi, românii, de situația paradoxală că un român, un Bibescu, este cel care l-a inițiat pe Marcel Proust în gustul față de arhitectura catedralelor. Ele erau acolo, dar gustul față de ele, fusese complet infirmat de ruptura de evul mediu pe care a construit-o prima modernitate. Un alt exemplu din antichitate de tradiție inventată sunt olimpiadele, jocurile panelenice, care în mod limpede au un început, iar acel început este o invenție. Un alt exemplu este rochia albă a miresei. De unde vine acest obicei? Vine din Anglia, regina Victoria, când s-a căsătorit cu prințul Albert, nu știu, 1840 sau 39, a îmbrăcat o rochie albă. De atunci, miresele se îmbracă cu rochii albe. Este o tradiție inventată și care a devenit indiscutabilă. Orice mireasă ține să fie îmbrăcată în rochie albă. Multe din tradițiile monarhice sau militare, argumentează Hobsbawm, sunt de fapt uluitor de recente, multe dintre ele. Pentru noi, bradul de Crăciun. Există o tradiție venerabilă care celebrează, folosește în celebrare plantele perene, care își păstrează frunzele și verdeața și în anotimpul morții, care este anotimpul rece, în timpul iernii. Dar ideea de a asocia Crăciunul cu bradul și cu împodobirea și așa mai departe, este destul de recentă, nu merge la mai mult de 150 de ani în spate. Dar astăzi este o tradiție, oricine ține Crăciun, face un brad de Crăciun cu, pentru noi, adausurile inevitabile, care sunt cărnații, tăierea porcului, sarmalele și așa mai departe. Cadourile de Paști, iepurașul și ouăle roșii și ei sunt, și astea sunt niște tradiții inventate. Vreau să mă opresc însă la o tradiție inventată care nouă ne stă foarte la inimă și pe care firește Hobsbawm nu putea să o dea. Este vorba de mitul unității românilor sub Mihai Viteazul. Asta este o invenție pură pe care a făcut-o Nicolae Bălcescu. Da. Ce este important este următorul lucru. Această invenție s-a înscris într-o tradiție deja existentă a, să spunem, idealului național. Tradițiile inventate nu apar din nimic. Ele se articulează pe ceva de dinaintea lor, fie prin transformare, fie prin altoi, cum se întâmplă în lumea plantelor când vrei să obții o variantă nouă de plantă. Dacă n-am fi avut mitul unității românilor sub Mihai Viteazu ca legitimitate pentru urmărirea unui ideal național, invenție a lui Nicolae Bălcescu la jumătatea secolului al XIX-lea, gândiți-vă dacă am fi avut forța, tenacitatea și legitimitatea morală cu care românii s-au luptat pentru unitatea națională. Marea unire, îmi vine să spun, vine direct din invenția mitului unității românilor sub Mihai Viteazu. În urmare, tradițiile inventate nu sunt tradiții arbitrare, cum vor postmodernii să spună, și nici nu sunt, deși poate că unele sunt, dar nu sunt în principiu, consecința unor raporturi de putere, adică niște ucazuri pe care niște elite cu anumite interese politice, morale și economice le fac.
Orice tradiție, în fond, este într-un sens inventată. Pentru că în lumea asta ce e natural? Natural sunt munții care au și ei o istorie că se pot fărâma, pietrele sunt naturale, copacii sunt naturali, dar și ei au o istorie care este epoca geologică sau viața plantei și nu știu ce. Dar în lumea noastră, noi ca ființe istorice și muritoare, noi facem să dureze ceva prin intermediul faptului că tot ce durează trece prin noi și noi ducem mai departe. Asta face ca omul să fie esențial legat de supraviețuirea, formarea și transmiterea tradițiilor. Transmiterea tradiției este deja un pleonasm, cum v-am spus când am explicitat sensul etimologic al cuvântului tradiție, care vine de la trans, trado, eu transmit mai departe, vine de la trans, care înseamnă peste, și do, care înseamnă eu fac. Eu dăruiesc, nu, eu dăruiesc, eu dau, eu dau. Deci înseamnă să dau peste. Ceva vine din mine, trece prin mine, asta este important, nicio tradiție nu supraviețuiește dacă nu trece prin oameni și se duce mai departe prin ceea ce eu pot să scad, conserv sau adaug tradiției. Într-un sens, faimosul eseu al lui T.S. Eliot din 1919 despre tradiție și talentul individual, în care ideea de tradiție este legată de raportarea creatoare și uneori distructivă la ea și prin asumarea din tradiție a ceea ce corespunde intențiilor creatoare. Deci ideea de tradiție ca tradiție la purtător este nu doar ceva valabil pentru modernism, cum s-a crezut, ci este ceva care unifică ideea de invenție a tradiției cu ideea de tradiție genuină. O recenzie a lui, pe care Peter Burke a făcut-o cărții eseului lui Hobsbawm, spunea minunată subversiune a ideii de tradiție. Dar, obiecta el, dacă toate tradițiile se schimbă, spune, chiar dacă mai lent, cum poți distinge o tradiție adevărată de una inventată? Răspunsul este că totul trece prin om. Din acest motiv, nu există o modalitate de a gândi tradiția decât prin actul prin care ea este transmisă. Tradiția se întemeiază prin orice act de confirmare de către oamenii care o poartă. Tradiția este, cum am spus, o tradiție la purtător. Vreau să insist asupra faptului că ideea de invenție a tradiției este o idee voluntaristă, este o idee postmodernă și ea țintește spre faptul că multe dintre tradițiile noastre sunt arbitrare și, la rigoare, toate tradițiile sunt arbitrare. În același timp, gândirea postmodernă este una care identifică peste tot raporturi de putere și atunci, găsind peste tot raporturi de putere, arbitrarul are sensul că raporturile de putere sunt cele care întemeiază tradițiile. Ca atare, tradițiile trebuie deconstruite, trebuie evaluate drastic, la rigoare, cel mai bine pentru a ne elibera complet ar fi să nu mai recurgem la nicio tradiție, să le desființăm pe toate, în ideea că vom avea o deplină libertate în acel moment, la care se răspunde prin imaginea pe care Kant a avut-o despre înțelegerea limitată pe care un porumbel poate să o aibă asupra libertății lui, în ideea că cel mai bine ar putea zbura dacă n-ar exista aerul care să-l frâneze. Dacă n-ar exista aerul care să-l frâneze, el n-ar putea zbura deloc, punct, ar cădea în infinit. În privința
în privința tradițiilor, ideea că ceva poate fi făcut în absența tradiției este pur și simplu la fel de inteligentă ca ideea care spune, și asta a fost credința multora în privința nașterii științei moderne a naturii, că pentru a găsi legile naturii este suficient să-ți videzi mintea de toate preconcepțiile pe care le ai, să privești cu atenție natura și să măsori. Ei bine, dacă credeți că o minte vidă, care se uită țintă la ce se întâmplă și eventual cu rigla, compasul și mai știu eu ce, începe să măsoare, dacă acesta va ajunge la legea ale naturii, eu cred că ne înșelăm. Nu acesta este modelul. Tradiția a fost ea însăși revalorizată în epistemologia modernă și mă gândesc la un articol foarte important al lui Karl Raimund Popper de la mijlocul anilor 50, în care revaloriza rolul tradiției în cunoaștere. Și el spunea, nici mai mult, nici mai puțin, că tradiția este de departe, spune el, cea mai importantă sursă a cunoașterii noastre. Pasajul din Popper este semnificativ pentru că trimite și la chestiunea politică și instituțională a societăților moderne. El spune așa. Imediat. Da. E un pasaj foarte interesant. Instituțiile singure nu sunt niciodată suficiente dacă ele nu sunt temperate, moderate de tradiții. Instituțiile sunt întotdeauna ambivalente, în sensul că, în absența unei puternice tradiții, instituțiile pot servi și scopului opus celui pentru care ele au fost imaginate. Amintiți-vă de discuția de ieri cu Andrei Cornea, în care Andrei Cornea spunea ne îndreptăm pe semne spre o situație în care formal democrația va fi păstrată, dar conținutul ei va fi complet adulterat. O astfel de situație semnalează Popper. Spune el că tradițiile sunt necesare ca o formă de legătură între instituții și intențiile și evaluările oamenilor individuali. Toate legile, spune el, fiind în principiu universale, legea e generică, cum știți, trebuie să fie interpretate pentru a fi aplicate. Iar interpretările întotdeauna au nevoie de un principiu concret care poate fi furnizat numai de o tradiție vie. Printre tradiții, noi trebuie să numărăm, ca fiind cele mai importante, ceea ce am putea numi moral framework, adică cadrul moral general al unei societăți, care corespund în maniera informalului cadrului legal în care funcționează o societate. Aceasta încorporează sensul tradițional de justiție și de dreptate a societății sau gradul în care este atins în societate o sensitivitate, o sensibilitate morală. Cadrul moral servește ca bază care face să se obțină în cele din urmă un echilibru drept, un compromis între interesele conflictoare pe care le au oamenii
și buna funcționare a instituțiilor. Bineînțeles, spune el, ele în sine nu sunt de neatins și ele se modifică în timp, dar importanța lor este covârșitoare. Nimic nu este mai periculos, e ultima frază a citatului acesta lung, nimic nu poate fi mai dezastros, mai periculos, decât distrugerea acestei structuri morale, acestui cadru moral tradițional, distrugere care a reprezentat obiectivul explicit al regimurilor totalitare. În cele din urmă, distrugerea acestui cadru moral conduce la cinism și la nihilism și la ignorarea completă a tradițiilor, a valorilor morale. Mă pregătesc de final și am să trag concluziile. Ce este complicat și complex în raportul pe care noi modernii îl avem cu tradiția? Complicat este faptul că noi ne-am construit conștiința de noi înșine ca moderni într-o manieră care a implicat repudierea. Complex este însăși maniera în care dintr-o tradiție veche se articulează o tradiție nouă. Dacă este să mă refer la cele două exemple pe care le-am dat ca rezumat al conferinței mele, respectiv nașterea modernismului și nașterea științei moderne a naturii, atunci vedem pe cele două exemple, și am să mă refer, pentru că mai am doar puțin timp, doar la nașterea științei moderne a naturii, pentru că este mai puțin cunoscută. Deci pe acest exemplu vedem ambele componente. Componenta de complexitate și componenta de complicație. Nașterea științei moderne a naturii este un fenomen, este de obicei a fost descrisă ca fiind o revoluție, revoluția științifică, și este legată de o reformă profundă a cunoașterii. Dacă ne uităm la Descartes, bună oară, și la ideile lui, el le proclamă ca fiind în ruptură cu tradiția, dar în momentul în care medieviștii, cum un Etienne Gilson, de exemplu, s-a plecat asupra surselor acestor idei, a terminat tehnologiei și așa mai departe, a văzut că este saturată de prezențe scolastice. Întrebarea este de ce primii moderni s-au raportat prin repudiere la tradiția din care proveneau. Păi, răspunsul este legitimitatea și răspunsul este, dincolo de legitimitatea care este generală, modul specific în care modernii s-au născut. Modernitatea științifică nu a apărut ca o descoperire remarcabilă, a apărut ca o proclamație a unor scopuri religioase care voiau să folosească reforma cunoașterii pentru a obține o reformă a omului. Dacă ne gândim la Francis Bacon, care a fost pomenit în discuția din prima seară, a fost adus în discuție de Dana Jalobeanu. Cartea lui faimoasă, Noul Organon, era plănuită să fie doar a doua carte din cele șase a ceea ce l-a numit Marea Instaurație. Această Mare Instaurație era un program extrem de complex prin care erorile trecutului, recent și mai vechi, iar prin erorile trecutului, noi știm, istoricii care s-au ocupat ne-au identificat cu limpezime aceste lucruri. Pe de o parte este trufia cognitivă a magicienilor renașterii, pentru care Bacon avea un exemplu sub ochi cu o generație mai devreme, este vorba de John Dee, și pe de altă parte sterilitatea științifică presupusă a aristotelismului și a științei medievale.
Din acest motiv, absolut toți mari inovatori în știință din secolul al XVII-lea, pe lângă faptul că sunt teologi seculari toți, ei toți au ideea, mai puțin Galileo Galilei, au ideea că descoperirile științifice constă, de fapt, în redescoperirea unui corp de cunoștințe pe care ei îl asociau cu o antică înțelepciune, o antică teologie, lucru în care credea Newton, de exemplu, și care, dacă ar putea fi restituită așa cum era ea, neadulterată de erorile care s-au interpus între acești antici care aveau cunoașterea și modernii care acum au redescoperă, dacă ar putea fi eliminată, ne-ar da soluția la cunoașterea științifică. Capodopera lui Newton apare în 1687. În 1690 Newton lucrează la o nouă ediție și plănuia să adauge în cartea a treia pentru propozițiile între 4 și 9 niște scolii. Aceste scolii au fost descoperite ulterior, au fost numite scoliile clasice, pentru că toate exprimau această credință care pentru noi este stran. Newton redescopere o cunoaștere pe care această prisca teologia o avea. Dar realitatea care este? Realitatea este că știința modernă a naturii se naște în Evul Mediu. Secolul al XIV-lea, care a fost considerat un secol întunecat și perfect steril, este dimpotrivă un secol care pentru știința modernă a naturii, pentru nașterea lui, este un secol formidabil. Teorema vitezei medii, legea mișcării uniform accelerate, adică cum depinde timp, spațiul parcurs de un mobil care este într-o mișcare uniformă accelerată de timp, de scurgerea timpului. Proporționalitatea este cu pătratul timpului. Aceste două teoreme, care sunt atribuite lui Galileo Galilei, au fost demonstrate, de fapt, în prima jumătate a secolului al XIV-lea la Colegiul Merton de la Oxford. Și ele au fost cu o demonstrație geometrică foarte elegantă, care se găsește de fapt la Galileo Galilei, reformulate la Universitatea Pariziană de Nicole Dorem, un mare savant al Evului Mediu. Întrebarea este de ce aceste lucruri au fost ocultate. Galileo Galilei însuși le ocultează. Când au fost descoperite aceste contribuții ale științei medievale, pe de o parte, ele au pus în discuție, infirmând afirmația standard care a fost vehiculată încă din secolul al XVI-lea și merge până la Lagrange, la 1788, aceea că între Arhimede și Galileo Galilei s-au scurs 18 secole de beznă din punctul de vedere al cunoașterii științifice. Acest lucru, pe de o parte, a fost infirmat. Pe de altă parte, punea în criză însăși maniera în care modernii au ajuns la conștiința de sine că sunt moderni. Și anume, prin legitimitatea timpurilor moderne, prin raport cu trecutul. Acest lucru nu a fost depășit niciodată. Modul în care noi suntem moderni pune în criză modul în care ne raportăm la tradiția care ne precede. Acest lucru este valabil pentru medievalii care ei primii s-au afirmat ca moderni și uitatul, ceea ce a fost uitat este Bizanțul și marele refulat este Bizanțul pentru conștiința medievală. După aceea, în secolul al XVII-lea, ceea ce este uitat este Evul Mediu și această uitare a Evului Mediu este identică cu o repudiere a lui pentru afirmarea unei legitimități care nu vrea să știe de aceste surse
instituționale, societale, științifice, filozofice, teologice, valorice ale modernității. Gândiți-vă dacă modernitatea ar fi putut apărea în China, ori în India. China este o formidabilă civilizație. Modernitatea este ceva care a apărut într-un cadru, acel moral framework, dar este și un scientific framework, este un cadru științific, este un cadru filozofic, este un cadru teologic, un cadru moral care este legat de civilizația creștinismului latin, respectiv de evul mediu. Legitimitatea modernă s-a construit prin repudierea acestor origini și deci prin uitarea lor. Dar refulatul are proprietatea că revine. Acest lucru nu a fost niciodată cu adevărat abolit și complicația modernă ține de această manieră de a asuma conștiința de sine a faptului de a fi modern prin mecanismul repudierii, uitării și refulării. Dacă ne uităm, și cu asta închei, la situația de astăzi din Statele Unite, vedem o mișcare foarte militantă care, pornind de la anumite teorii, teoriile puterii a lui Foucault, deconstrucționismul lui Derrida, teoriile despre gen și pansexualism al lui Kinsey și al lui Money, e un sistem filozofic și ideologic care poate fi numit postmodernism, dar e mai complicat decât atât, și care funcționează ca o afirmare a unei noi conștiințe a faptului de a fi modern, care pretinde că aduce o idee de justiție socială pentru prima oară prin eliminând toate lucrurile pe care Marx le denunța atunci când descria raporturile de exploatare și lupta de clasă, respectiv discriminările, marginalizările și așa mai departe. Or, ăsta este un proiect de societate. El este identificat cu o afirmare progresistă, acum cu adevărat corectă, a ideii de justiție socială. Oricum se face asta? Prin eliminarea referinței la trecutul modernității clasice. Ce e pus în discuție este memoria culturală prin afirmarea că ceea ce noi numim canon cultural occidental este, pe de o parte, consecința unor raporturi de putere din trecut, a unor elite care urmăreau puterea lor și care se bazau în puterea lor pe marginalizare, exploatare, excludere, pe de o parte, și pe de altă parte, pe faptul că acest canon conține în sine ceea ce instituțiilor liberale li se reproșează ca fiind rasism sistemic, conțin în ele raporturi de exploatare sistemice. Ca atare, femeile sunt zugrăvite într-o manieră constant subordonată, iar valorile care respiră prin toate operele canonului occidental, a culturii europene în general, sunt valori ale omului, a bărbatului creștin sau antic păgân, aflat în poziții de putere și care articulează valori ale unei societăți patriarhale care sunt în mod fundamental codificatoare ale unor raporturi de putere și de exploatare. Ca atare, judecarea culturii din perspectiva rectificării ei pentru a obține o justiție și o echitate socială în fine în acord cu demnitatea omului, asta seamănă foarte bine cu modul în care modernitatea în secolul XVII a câștigat o legitimitate prin rectificarea, prin uitarea, prin repudierea
acelui cadru de referință cultural, științific, teologic, care a făcut-o cu putință. Ultima propoziție a conferinței mele este aceea că noi modernii, prin faptul că suntem moderni și prin specificitatea afirmării modernității, introducem un raport trăim nu doar un raport complex cu tradiția, pentru că asta, complexitatea ține de articularea tuturor tradițiilor care inovează pe un corp de tradiții care devin vechi prin faptul că o tradiție nouă ne înlocuiește, ci prin faptul că acest raport este de repudiere. Ține de modul în care noi ne afirmăm legitimitatea ca moderni să funcționăm prin repudiere. Repudierea însă înseamnă întotdeauna rescrierea istoriei, înseamnă uitarea unor secvențe din istorie care nu sunt, în uitarea lor, nu sunt și complet eliminate. Ele rămân în noi ca un soi de refulat. Și asta este partea de complicație inevitabilă a raportului modernilor cu tradiția. Horia Batapievici, mulțumesc mult! O conferință consistentă și în același timp născătoare de multe, adică deschide multe direcții, ai deschis și de data asta multe poteci și ai provocat mult. Eu am primit deja foarte multe întrebări, așa că o să mă opresc să te complimentez cum aș fi vrut încă și o să trec direct la întrebări. Pentru că vreau să rămânem în cadrul de timp pe care l-am propus, adică să alocăm 20 de minute acestui moment. Așa că trec la întrebări. Domnul Mihai Sereș are o întrebare interesantă. Întreabă dacă, pe de o parte, crezi că există națiuni și culturi care au participat la modernitate, la modernitatea europeană, la modernitate, mai mult decât altele, sigur, în cadrul european, și în pandant, ce părere ai despre adevărul constatării, spune domnia sa, de multe ori consolatoare, că România e capabilă de mari salturi istorice în modernizare? Cu alte cuvinte, și nu-mi ține noi ritmul, dar și când ne apucă, sărim etapele și ajungem unde trebuie. Deci, asta e valabil, sever și stimate ascultător. Asta este valabil inclusiv pentru cetățenii sau membrii culturilor care inițiază modernizarea. Și exemplul pe care îmi vine acum în minte este acela pe care Pierre Chonu, într-o carte dedicată Europei clasice, l-a pus în lumină. El s-a întrebat, noi vorbim de Europa clasică, vorbim de clasicismul, epoca clasicismului francez, dar întrebarea este cât la sută din populația Franței trăia la cronologia pe care noi o numim Europa clasică. Răspunsul este mai puțin de 5%. Ceea ce înseamnă că atunci când vorbim de modernizare, noi ca români, pentru că suntem excentrici în raport cu centrul modernizării, noi vedem orizontala modernizării și ne simțim marginali în raport cu inovațiile modernității. Dar acest lucru este valabil de regulă pentru mai mult de 95% din populația care trăiește chiar în centrul modernizării. Ce vreau să spun este că în mod limpede, nu anumite națiuni, ci anumite decupaje culturale. Pentru că eu nu pot să spun, bună oară, că Italia este solidară cu reforma cunoașterii pe care o propune Galileo Galilei. Aș putea să spun că Anglia lui Newton este la vârsta propunerilor cognitive pe care le face Newton? Răspunsul meu este prudent, este mai degrabă nu.
Prin urmare, nu națiunile sunt cele care participă la transformările culturale profunde, ci, nu spun indivizii, deși evident că toată creativitatea este a indivizilor, dar sunt contexte culturale, sunt decupaje în interiorul unor națiuni, niște decupaje culturale pe care noi a posteriori le identificăm societatea regală din Londra sau Merton College, Oxford, în secolul al XIV-lea. Sunt decupaje culturale în sânul unor națiuni care ele sunt purtătoarele unor reforme. Ce se întâmplă după aceea este prin angrenajul instituțional, societal, prin solidaritățile de evoluție istorică a societății, aceste lucruri devin forme de legitimare pentru ansamblul populației. Și asta explică mersul înainte. Dar întotdeauna sunt decupaje, sunt cele care culturale, cele care împing lucrurile înainte. Așa că noi, ca români, nu suntem într-o situație diferită de americanii care nu locuiesc în Silicon Valley și nici nu se află în acest vârf de lance al tehnologiei moderne. Prietenul nostru Adrian Papahagi întreabă dacă, să spun că reformularea ideilor tale e corectă, spunând așa: modernitatea este rezultatul sumei fantezie plus amnezie. E corect? Dacă fantezie nu are sensul arbitrar, acela de elucubrație imaginativă, și am distinția pe care Coleridge, de exemplu, o făcea între fantezie și imaginație, pe urmele unei mai vechi distinții ale lui Paracelsus între imaginatio vera și fantazai, dacă am această distinție și fantezie din exemplul lui Adrian nu este această fantezie arbitrară, atunci da, este invenție plus uitare. Dar invenție plus uitare în condițiile în care mecanismul de afirmare a invenției este repudierea și consecința psihologică, așa spunând, este refularea. Am mai multe întrebări care te provoacă să legi această teorie a ta despre modernitate cu raportarea anume la tradiția creștină. Deci nu la orice tip de tradiție. Dacă poți să elaborezi un pic despre locul tradiției creștine și în modernitate, ce mai e creștinismul astăzi? Este uitat și refulat? Ce vedem noi e ceva refulat în termenii tăi? Creștinismul în societatea de astăzi, în această vârstă a modernității, este în mod clar repudiat. Și așa a fost, e o constantă a modernității? Creștinismul e mereu ceva repudiat, să spun, măcar în epocile postmedievale? Da. Uite cum aș răspunde la întrebarea asta. Noțiunea de ef mediu este o noțiune care îmi displace profund. Am folosit-o pentru că altfel nu ne-am fi putut înțelege. Este atât de înrădăcinată încât nu mai poate fi ocolită. Noțiunea de Bizanț îmi displace. O prefer pe aceea de Imperiu Roman. Dacă l-ai fi întrebat pe un grec care se pregătea în ziua de marți, 1453, 29 mai, să apere capitala Imperiului, ce este el, el nu spunea grec, deși evident era grec. El spunea că este roman. El se definea prin cetățenia lui. Ca atare, Bizanțul este o invenție occidentală, pentru că Occidentul are o problemă cu Bizanțul, dovadă îndârjirea și ura cu care a fost descris în Occident. Evident că bizantinologii de secol 20 știu despre ce vorbesc atunci când evocă Bizanțul, dar la nivelul conștiinței publice noi suntem în continuare în privința Bizanțului la Gibbon. Dovadă că Gibbon, chiar și într-o țară care, cum spunea frumos Iorga în 1936 în Bizanț după Bizanț,
este o urmașă a suveranităților nord-dunărene, care reprezintă o formă de supraviețuire a Bizanțului, a Bizanțului după Bizanț. Chiar și noi continuăm să traducem, să edităm cartea stilistic formidabilă în engleză a lui Gibbon, dar profund viciată și oferind o imagine a Bizanțului care este complet eronată. Deci nu-mi place să vorbesc de F-mediu, pentru că el este un construct în care vorbește deja repudierea. Noțiunea de timp întunecat ca opus epocii care precede Evul Mediu, în care exista lumina antichității, iar cei care vorbesc de un timp mediu, un timp intermediar, sunt cei care încearcă să recâștige peste bezna Evului Mediu lumina antichității, asta este o noțiune care nu corespunde adevărului. Evident că medieviștii știu lucrul ăsta, dar uitați-vă și uită-te, Sever, știi foarte bine, la conștiința publică așa cum este exprimat în opinia publică. Evul Mediu are în continuare o presă proastă. Când spui Evul Mediu, te gândești la chinuri teribile, la arbitrariu, la dreptul primei nopți, la schingiuiri fabuloase și la mizerie, la ciumă și așa mai departe. Imaginea lui, ca și a Bizanțului, este expresia repudierii. Ei bine, prefer și ajung la răspunsul pe care vreau să-l dau întrebării puse, rolul creștinismului în raport cu modernitatea, eu prefer noțiunii de F-mediu, noțiunea de civilizație a creștinismului latin. Au existat mai multe civilizații ale creștinismului. O civilizație a creștinismului este Bizanțul, adică este Imperiul Roman din momentul în care creștinismul devine instituția fundamentală, morală și religioasă a Imperiului. Imperiul nu se mai legitimează prin religia politică care fusese a Romei păgâne, ci se legitimează prin o nouă religie, care nu e o religie politică și care stă alături de autoritatea imperială într-un raport de sinfonie. E important că nu mai este o religie politică creștinismul. Este un prim pas fundamental care corespunde distinției evanghelice, dați cezarului ce este al cezarului și lui Dumnezeu ce este al lui Dumnezeu, dar corespunde și scrisorii din 490 și nu știu, 4 sau 6 a papei Gelasie către împăratul din Constantinopol, în care spune că două sunt puterile legitime, este puterea regală și este puterea sacerdoțiului. Ele sunt, se hrănesc, trăiesc în nu știu cum, dar peste ele se află autoritatea spirituală, pentru că orice regim politic trebuie să nu contravină destinului de mântuire pentru om. E bun regimul politic care permite omului individual să asume o cale spre mântuire. Dacă regimul politic interzice asta, e un regim politic complet greșit. Deci asta este în mare schema lui Gelasie. Ei bine, acest duo sunt, scrisoarea lui Gelasie, cât și distinția evanghelică, care reprezintă un soi de separare a puterilor în cosmos și care interzic, separare care interzice religiile politice, a căpătat o posteritate politică remarcabilă doar în creștinismul latin. Și a rămas să fie sinfonie în creștinismul, să-i zic, bizantin, în creștinismul grec. În Occident, acest lucru a făcut parte din definiția conștiinței de european. Europa se naște prin disputa investiturilor, care pune problema separației puterii seculare de puterea religioasă. Și acest război, care pare un război de supremație a papei asupra împăratului, este de fapt un război care pune pentru prima oară raportul de secularizare. Legitimitatea unui spațiu secular și în același timp legitimitatea unui spațiu religios. Închei spunând atât. Creștinismul este cadrul de referință în care s-a formulat nu numai civilizația evului, civilizația creștinismului latin,
ci în care s-a articulat din civilizația creștinismului latin modernitatea. Modernitatea nu există în afara premizelor care sunt puse de civilizația creștinismului latin. Nici din punct de vedere politic, nici din punct de vedere științific, nici din punct de vedere societal. Când un Alain Perfit, de exemplu, își punea problema cum se explică premizele apariției capitalismului, răspunsul lui nu este etica protestantă a muncii, ci este societatea de încredere, la Société de Confiance. Ori această Société de Confiance este creată, societal vorbind, în interiorul creștinismului. Iar această creație este consecința unui lucru pe care Harold Berman, istoricii, îl numesc Revoluția Papală, pe care o declanșează Grigore al VII-lea, începând cu 1074, și care, de fapt, acoperă 150 de ani de reformă religioasă, prin care biserica se reformulează ca drept canonic prin intermediul lui Corpus Iuris Civilis al lui Justinian și prin care limbajul cu autoritatea seculară este fixat prin cadrul dreptului roman. Această enormă revoluție societală pleacă din Revoluția Papală de la sfârșitul secolului al XI-lea. În urmare, fără creștinism nu avem modernitate. În același timp, modernitatea se construiește prin repudierea creștinismului. O ultimă întrebare, Horia Patapievici, doamna Eleonora Rațiu. Te rog să te referi un pic la limitele geografice ale modernității europene. Zice, dânsa, sunt aceste limite fluctuante? Credeți că au existat în istorie prăbușiri ale acestor granițe sau că ele se vor muta semnificativ în viitorul apropiat? Cred că vrea să spună, doamna, pentru că ai suprapus identitatea europeană pe ideea de modernitate și probabil că vrea să spună, doamna, dacă asta limitează și geografic la continentul european sau lucrurile se extind? Răspunsul meu are două etape. Primul pleacă de la ce am susținut în conferință, acela că prima conștiință de sine a Europei este occidentală și este legată de creștinismul latin. Asta e premisa. Primul pas este să pun în talger două definiții a ce înseamnă să fie european. Una e datorată lui Paul Valéry și e formulată după Primul Război Mondial, 1919, cred, și cealaltă îi aparține lui Iorga, din 1936, din cartea la care m-am referit mai devreme, Bizanț după Bizanț. Ce este extraordinar de frapant este că definițiile sunt identice până la un termen suplimentar. Valéry spune că orice popor și orice națiune sunt europene dacă au trecut prin romanizare, prin creștinare și s-au supus disciplinei spiritului grec. Iorga spune că civilizația bizantină, nu ca putere politică, ci ca instituție, reprezintă dreptul roman, filozofia greacă și religia ortodoxă, împreună cu toate formele artistice care sunt legate și care au fost produse de ea. Dimensiunea asta artistică pentru definiția Bizanțului îmi place la nebunie. Dar până la acest termen, definițiile sunt identice. Pentru că ingredientele Bizanțului și ale Europei sunt identice. Al doilea pas este să spun următorul lucru. Dacă prima conștiință de sine a Europei este occidentală, etapele succesive ale conștiinței de sine europene cresc concentric. Ele se pot întinde perfect și pe zona răsăriteană, pe zona creștinismului grec, pentru că ingredientele fundamentale ale identității europene sunt regăsite până la un termen și în identitatea bizantină, să zicem, răsăriteană. Noi nu avem nicio problemă cu modernitatea din acest motiv, pentru că suntem naturaliter și romanizați și creștinați și supuși disciplinei spiritului grec. Până unde se întinde Europa? Răspunsul este următorul. Europa ca atare este limitată cumva de geografia culturilor care o
alcătuie. Ea nu poate merge mai departe de Rusia. Până unde se întinde Rusia de fapt? Rusia merge până la Ural sau merge până la Vladivostok? În sud include și țările islamice, din Caucaș și așa mai departe, sau nu? Răspunsul este, Europa se întinde până unde se întind culturile care o alcătuiesc. Pe de altă parte, principiul care s-a născut în Europa și care se numește civilizația modernă, își mută centru, cum se vede pe hartă, spre vest. El a fost în Italia de Nord, după aceea a plecat spre Franța de Nord, țările de jos, după aceea s-a dus în Anglia, a revenit puțin spre Germania în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și după aceea s-a dus în Statele Unite. Țări moderne și deci europene implicit au devenit Japonia, Australia, Noua Zeelandă și putem socoti în aceeași categorie și câteva țări asiatice. Prin urmare, modernitatea din punct de vedere, Europa din punct de vedere cultural este limitată de întinderea culturilor propriu-zise europene. Din punctul de vedere al principiului pe care l-a născut Europa și care, cum am argumentat, e legat de creștinism, care este modernitatea, asta este o civilizație universală. Plecată din creștinism și din Europa, ea poate trăi și fără să se mai definească prin creștinism și prin Europa. Păi, Patatievici, îți mulțumesc mult. O încheiere pe culmi, să zic, a conferințelor Dilema Veche. Suntem foarte recunoscători. Îți doresc multă sănătate și să ne putem revedea față către față curând. La revedere! La revedere! Doamnelor și domnilor, aici se încheie conferințele Dilema Veche. Mulțumesc încă o dată finanțatorului principal al evenimentului, Primăria Municipiului Cluj-Napoca și Consiliului Local, gazdele noastre, Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj, Institutul Staru Bebe, Facultatea de Istorie și Filozofie. Mulțumesc mult partenerilor care au susținut aceste conferințe, E.ON, Furnisa și Autonom. Și nu în ultimul rând, vă mulțumesc dumneavoastră, celor care pe canale Facebook și YouTube ne-ați urmărit pe parcursul acestor zile. Și mulțumesc și anticipat sutelor, miilor de oameni care în viitor apropiat sunt convins că vor vedea înregistrările acestor conferințe pe aceleași canale YouTube. Vă doresc tuturor multă sănătate, feriți-vă de cele rele, lăsați să vină la dumneavoastră cele bune și nu uitați să citiți în fiecare joi, nesmintit, revista Dilema Veche, indiscutabil cea mai bună revistă de cultură din România. Seară bună!